Salut și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi vom face încă un haul cu foarte, foarte multe produse pentru că luna decembrie a fost pentru mine o lună în care m-am aprovizionat cu foarte multe chestii. Mai întâi a fost Black Friday, mi-am cumpărat de pe diverse site-uri o grămadă de chestii. Apoi pe 6 decembrie a fost ziua mea, am mai primit foarte multe lucruri de la părinți, prieteni, familie. După care a fost Crăciunul și am mai primit încă o tură de multe lucruri, așa că o să încerc să vă arăt astăzi tot, sper să nu uit ceva. Dacă vrei să vezi ce am mai adunat în ultima vreme, te invit să mă urmărești în continuare și dacă ești nou pe canalul meu, nu uita să te abonezi ca să fii la curent cu toate noutățile. Să începem! Bun, mi-am înșirat o parte din lucruri aici, sper să nu uit de celelalte. Mână că nasul foarte tare, nu știu de ce. Și o să încep să vă arăt la fiecare ce și cum. Apropo, toate linkurile cu produsele pe care le-am cumpărat o să le găsiți în linkul de pe blogul meu, hikivlog.com. Acolo avem linkuri și numele produselor, ca să vă ajut să vă găsiți tot ce trebuie. Nu știu de unde să încep. O să încep așa, într-o ordine random. Mi-am cumpărat pentru prima și prima dată, ever, rujurile de la Boys & Berries. Îmi plac. Nu sunt foarte hidratante, nici foarte uscate. Mi s-au părut drăguțe și culorile sunt foarte faine, dar pentru raportul calitate-preț sunt super tari. Mi-am cumpărat 3 nuanțe. Nuanța Aria, care este aceasta, un roz moviu foarte frumos. E genul de meu de nude care îl port în fiecare zi. Apoi mi-am luat nuanța Storm, care bate mai mult spre un gri așa. Și mi-am cumpărat și nuanța Sin, care este un maro vișiniu super frumos. Și nu știu, astea sunt culori care mie îmi plac foarte mult în perioada asta. Sunt tomnatice, iernatice, chiar dacă se apropie cu și primăvara, tot de asta o să port. Asta mi-am cumpărat de pe Makeup Shop. După care, într-o zi random, m-am dus până la DM să cumpăr una alta și, surpriză, la zona cu pensule, am dat de niște pensule pe care nu le-am mai văzut niciodată și mi le-am cumpărat instant, plus că avea o ofertă de 30%. Fiecare pensul a fost cam 30 de lei, dar cu tot cu reducere am plătit mai puțin. Astea sunt cele două pensule. Asta este o pensulă de contouring super subțire. Este de la Ebelin, firma care se găsește în DM. E un pic cam subțire pentru gustul meu, dar este foarte faină dacă vrei să ajungi bine, bine, bine aici în obraz. Și această pensulă pentru iluminator poate fi folosită și pentru a seta pudrele de dedesubt și pentru a aplica iluminatorul. Am folosit-o chiar astăzi și îmi place foarte mult, mai ales pentru prețul pe care le au, arată super luxurious așa. Chiar mi-a plăcut. De pe Makeup Shop mi-am comandat niște sheet masks. Întotdeauna am comand din astea când fac comandă la ei sau în fiecare Black Friday vânez. Să-mi cumpăr chestii de la Lioele pentru skincare, pentru că chestiile de skincare de la Lioele sunt Lioele. Sunt preferatele mele. Masca asta îmi place foarte mult, mi-am luat mai multe inițial, dar am folosit o parte dintre ele. Apoi, tot de pe Makeup Shop, mi-am cumpărat această mască. Arată așa, este cu ou și este foarte drăguță, la cum arată așa. Textura este foarte, foarte, foarte ciudată. Este, cum să spun, ca un lac de unghii transparent. Te dai pe ea cu față și se întărește și îți strânge fața foarte, foarte tare. În 2 minute trebuie să o speli pentru că altfel simți că pocnești. E genul ăla de mască pe care când o pui pe față, nu mai poți să vorbești așa, nu poți să te miști. De Black Friday am făcut comandă și de pe beautybake.com și mi-am cumpărat încă o dată o serie de rujuri de la Jared Cosmetics. Mi-am cumpărat încă o dată nuanța Ecstasy, care este nuanța mea preferată din toate timpurile. Haideți să vă arăt. O să râdeți de mine că nuanțele seamănă între ele. Asta e nuanța Ecstasy. Apoi mi-am cumpărat nuanța Invasion, care este exact ca Ecstasy, doar că un pic mai deschis. Oh my god, ce seamănă cu alea de la Boys & Berries. I don't have a problem. Și apoi mi-am luat două nuanțe care sunt mai diferite. Au apărut nuanțele Matte Metal de la Jared Cosmetics și mi-am luat Grape Crush. Este un mov nebun metalic care îmi place foarte mult. Bine, textura nu este așa de faină ca și la celelalte. E un pic mai streaky așa. Dar este metalizat și un mov foarte frumos. Și mi-am cumpărat și o nuanță de roșu care se numește Immortal. Este un roșu true red, turbat, cum vreți voi să-i spuneți. Și arată super drăguț. De asemenea, tot de atunci mi-am cumpărat de la Milani un roz nebun metal. Barbie. Tot de Black Friday de pe Makeup Shop mi-am comandat și un blush de la Sleek pe care îl urmăream de mult. Acesta este nuanța Rose Gold. Și îmi place maxim. Stați că nu mai am unde să fac swatch, fac pe mână. Pentru că este un duocrom undeva între un peach și auriu. Arată, nu știu dacă se vede pe cameră, dar e super glowy, arată incredibil. Mi se pare că seamănă mult cu cel de la Milani. Și dacă tot am zis de Milani, mi-am cumpărat, crezând că mi-am luat altă nuanță, mi-am luat nuanța greșită și stare supărată, am vrut să-mi iau nuanța Dolce Pink și mi-am luat Delicioso Pink, care este un roz
turbat pe care îl port chiar acum pe obraj. Eu mi-aș fi dorit dolce pink, pentru că tot așa e ușor ocru. My bad. De asemenea, de pe elefant.ro mi-am cumpărat și eu fondul de ten Revlon Colorstay, care este cel pentru tenul gras. Mi se pare că e foarte fain pentru persoane cu tenul gras și că seamănă foarte mult cu MAC Studio Fix. De asemenea, de pe site-ul 1001 Cosmetice urmăream de foarte mult timp acel produs. La noi în oraș nu se găsește, sau cel puțin nu am găsit eu încă vreun stand Catrice, și îmi doream de foarte mult timp acest concealer lichid, pentru că tot internetul vorbește despre el. Am vrut neapărat să văd cum este, dar mereu nuanța mea era out of stock. Acum de Black Friday a fost pe stock și mi l-am cumpărat imediat, mai ales că a fost undeva până în 20 de lei și pot să spun că îmi place foarte mult. De asemenea, mi-am comandat de la Anastasia și acest fond de ten stick, despre care nu pot să spun decât că este horror. Deci nu-mi place absolut deloc. Probabil o să-l includ în dezamăgirile anului 2016. Este un fond de ten care n-are nicio legătură cu tenul meu, este foarte pudrat, foarte uscat și se potrivește persoanelor cu tenul extrem, extrem, extrem de gras. La mine pe față nu are ce căuta. Nu, nu, nu. O să încerc să-l vând unei persoane care îi se potrivește ăsta, pentru că pentru mine e nașpa tare. Tot de la Anastasia am acest glow kit nuanța Gleam și sunt niște culori foarte mișto, îmi plac foarte mult și nu mă așteptam să fie așa de fain această paletă, mai ales că are două nuanțe care mie mi se păreau închise, dar pe ten, am mai spus într-un videoclip, se văd mult mai deschis. Apoi de la prietenii mei am primit acest concealer de la Make Up For Ever Ultra HD. Eu am nuanța Y23, este un concealer foarte fain, nu l-am testat încă foarte mult pentru că tot am ținut pentru videoclipul ăsta, dar am observat că este destul de cremă și că acoperă foarte bine și nuanța este super, super faină pentru mine, îmi iluminează zona, arată foarte mișto. De ziua mea am fost la Sephora și bineînțeles că în fiecare an de ziua cuiva, dacă ai cort Sephora, primești un cadou și am primit acest duo blush de la ei cu niște nuanțe foarte, foarte drăguțe și scrie Happy Birthday. De asemenea, de pe site-ul Makeup Store mi-am cumpărat două fonduri de ten despre care s-a vorbit foarte, foarte mult în lumea YouTube-ului în ultima perioadă și este vorba despre noul fond de ten de la LA Girl, care se numește Pro Coverage HD și mi-am cumpărat și varianta albă pentru că... fantomă. De la Makeup Store au fost super, super drăguți și când mi-am dat comanda mi-au pus în colet și eyelinerul meu preferat. Mulțumesc foarte mult, mi s-a părut un gest foarte frumos și le-am scris imediat și am întrebat dacă se uitau la videoclipurile mele și de aia mi-au pus eyelinerul meu preferat, am fost foarte fericită. Mi-am recumpărat și fondul de ten Infallible Pro Matte, pentru că l-am pierdut pe la pe care mi-l-am luat din America și pe ăsta l-am găsit pe OLX la cineva, așa că nu prea pot să vă ajut. Pentru că știți că sunt desperată după skincare-ul corean, mi-am cumpărat acest stick de ochi de la Tony Moly. Este un stick cu care te dai așa imediat sub ochi și îți dă o senzație așa de răcire, de, nu știu, e foarte confortabil. Eu îl pun drept bază de ochi, bază pentru sub ochi, de machiaj. Pun în fiecare zi înainte să-mi aplic machiajul, pentru că mereu mi se uzucă foarte tare zona asta și aș vrea să previn apariția ridurilor. Asta nu îngrașă foarte tare, deci se potrivește pentru toate tipurile de ten, nu este uleios și este absorbit imediat în piele. Îl recomand cu drag, dar cred că o să se termine foarte repede și este destul de scump. L-am folosit abia a 5-a oară și cam atât a mai rămas din el. Îmi place foarte mult și asta este, o să-l mai cumpăr. De asemenea, astăzi am o poveste pentru voi. Am observat că în ultima vreme au apărut foarte multe site-uri pe Facebook, pe Instagram, etc., care fac reclamă la rujurile Kylie Jenner, care vând rujuri Colourpop sau Huda Beauty fake. Cred că știți cu toții despre ce site-uri vorbim, mi se pare groaznic că se vând fake-uri susținându-se că sunt originale, adică n-aș avea nicio problemă dacă cineva ar spune, bună, eu vând fake-uri Kylie. Dar persoanele respective vând fake-uri susținând că sunt originale și mi se pare de foarte, foarte mult prost gust. Văzusem o make-up artist de curând care promova una dintre paginile acestea care vând fake-uri. Și am dat comentarii și am spus, bună, să știi că ceea ce folosești sunt produse fake. Dacă cei de la pagină, în momentul respectiv, mi-au dat un mesaj și au fost foarte agresivi, m-au jignit din prima și probabil o să mă întrebați, deci cum îți dai seama când niște produse sunt fake? În primul și primul rând, produsele Kylie Jenner sunt absolut mereu out of stock, adică în primele minute de când ajung pe site, dispar imediat. Mai ales... Holiday Collection sau Coco K Collection sau Birthday Collection. Dacă vă uitați, alea dispar imediat de pe site. Un kit de la Kylie Jenner costă 30 de dolari. De asemenea, pe AliExpress au apărut foarte, foarte multe fake-uri pentru toate produsele posibile și imposibile.
Dacă nu știți, fake-urile sunt făcute într-un mediu extrem de insalubru, conțin foarte multe ingrediente care nu sunt aprobate în Uniunea Europeană, chiar dacă o să spuneți că, vai de mine, rujurile pe care ți le cumperi tu oricum au chimicale. Da, oricum au chimicale, dar măcar pe baza unor studii au fost aprobate în Uniunea Europeană. Dacă o să căutați pe net, pe YouTube, trebuie să dați un simplu search, o să vedeți că rujurile Kylie Jenner sunt foarte lipicioase, cele fake mă refer. Când îți fresezi buzele așa, se lipesc buzele între ele și arată foarte, foarte nașpa. De asemenea, în rujurile fake s-au găsit și urme de urină și fecale și așa mai departe, foarte multe chestii scârboase și dacă căutați pe net la fel o să găsiți persoane care s-au ajuns la spital cu jumătate de față umflate și cu probleme foarte grave. De asta sunt împotriva fake-urilor. De asemenea, nu aș avea nimic împotrivă dacă persoanele respective ar spune, bună, eu vând fake-uri, și le vând la un preț normal. Dar ei vând la vreo 70 de lei un kit care oricum este sub cel de pe site-ul Kylie Jenner, dar mult peste ceea ce este pe AliExpress, pentru că pe AliExpress costă 1 sau 2 dolari un kit. În fine, pagina respectivă mi-a dat un comentariu foarte urât. Am făcut un print screen la acest comentariu și l-am postat pe un grup de make-up unde o grămadă de fete s-au luat de cei de la pagină. Mulți și-au dat seama că este vorba despre niște fake-uri și faptul că atitudinea a fost complet greșită a paginii față de mine. Și tot în seara aia, după ce foarte multe fete au atacat această pagină, cineva care are pagina mi-a spus că o angajată mi-a scris toate chestiile alea și că au dat-o afară. Și mi-au spus că își cer scuze și că în schimb o să-mi trimită niște produse să văd dacă sunt originale. Bun, am acceptat atunci, dar imediat după vreo zi am început să regret pentru că mi-am dat seama că posibilitatea ca ei să-mi trimită originale este foarte mare, știind că o să discut despre asta pe blog și celelalte persoane s-ar putea să primească fake-uri în continuare. Dacă a ajuns produsele și ghiciți ce? Primit această colecție de la Kylie Jenner de Crăciun. Este o colecție foarte faină. Glossurile sunt super faine. Rujul ăsta închis nu-mi place absolut deloc pentru că este streaky, așa e patchy. Nu se aplică uniform deloc. Și am primit de la ei și un ruj Huda Beauty, nuanța Muse. O nuanță superbă, un ruj original. Vă spun din propria experiență pentru că mai am ruj de la Kylie Jenner în colecție și știu exact cum arată cel original. M-am informat foarte mult în ultima vreme în legătură cu originalitatea produselor. Am o pasiune pentru acest subiect și mă gândesc sincer să fac un videoclip doar pe subiectul ăsta. Și acum nu știam ce să fac pentru că nu știu dacă să vă recomand site-ul sau nu, dacă numai eu am primit sau nu aceste produse reale, dacă voi ați primit produse reale sau nu. Nu pot să vă spun decât că eu am primit produse originale de la pagina Lakshmi. De asemenea, am încercat să fiu ușor detectivă așa și m-am uitat să văd ce persoane au dat tag acestei pagini pe Instagram. Le-am scris persoanelor respective și persoanele mi-au spus că sunt mulțumite. Dar apoi mi-am dat seama că persoanele care nu cunosc și nu au avut niciodată un fake acasă sau nu au citit totul despre fake-urile astea, nu au cum să-și dea seama dacă produsele sunt originale sau fake. Așa că le-am cerut poze. Din ceea ce îmi pare mie, din poze, îmi pare că aceste produse sunt 100% fake. Am uitat să menționez în clip câteva lucruri pe care le-am descoperit după ce am făcut acest videoclip. În partea stângă aveți o poză cu rujul primit de mine. Puteți să vă uitați la etichetă, cum eticheta este centrată, stă ok pe ruj. Și în partea dreaptă sunt rujuri primite de altcineva, o persoană care a comandat de pe acest site. Vedeți cum etichetele stau strâmb, arată complet diferit și arată mult mai fake. Iar apoi următoarea poză pe care o vedeți acum arată exact fake versus original. Este o poză pe care am găsit-o pe Google, dar se vede exact diferența între fake și original, ceea ce arată că exact ce am gândit și eu, este foarte posibil ca rujurile de pe această pagină să fie fake. Dar nu o să-mi dau cuvântul pentru chestia asta, nu-mi doresc să stric numele unei companii, dar nici nu am vrut să laud această companie doar pentru că mi-au trimis produse, a fost fix alegerea lor și precum știți, eu mereu sunt sinceră cu voi, așa că da, eu am primit produse originale, nu știu ce o să primiți voi de la ei. Dacă v-ați comandat vreodată, vă rog frumos să-mi scrieți un comentariu și voi face un update pe acest subiect. Și asta este povestea cu pagina Lakshmi. Nu știu ce să zic, am întrebat foarte multă lume, băi, ce să fac, să fac videoclipul ăsta sau nu, pentru că nu știu, nu-mi place să fac reclamă în niște pagini în care nu am încredere și a fost prostia și greșeala mea că am acceptat în momentul respectiv. Nu mi-am dat seama că ei s-ar putea să-mi trimită produsul corect, dar în momentul în care mi-au spus, ok, hai că-ți trimitem niște produse, au mai trecut vreo 3 săptămâni, o lună până când a ajuns la mine.
Și asta a fost primul meu semn de întrebare prin faptul că a durat ceva timp să ajungă. Asta înseamnă că i-au dat comanda pe site-ul Kylie Jenner, mi-au trimis mie comanda și altor persoane le trimit altceva. Nu știu ce să spun, dar din fotografii pare că produsele sunt fake sau varianta 2, sunt trimise unele produse originale și unele fake. Altceva nu pot să găsesc în legătură cu subiectul ăsta. Mi-aș dori să pot spune că toată lumea primește originale, pentru că am văzut că fac reclamă foarte multe vedete la chestiile astea, dar la fel vedetele habar nu au ce au în colecție. Bun, am vorbit foarte mult pe subiectul ăsta. O să continuu cu haul-ul și aștept și părerile voastre pe subiectul pe care l-am zis mai devreme. Să continuăm haul-ul. De Crăciun am primit de la soțul meu, o să vedeți mâna mea plină cu swatch-uri. Această brățară de la Fossil este o brățară dintr-un material tare cu pietricele. Mie mi-am amintește foarte mult de Love Bracelet de la Cartier. Este o brățară foarte frumoasă și îmi place mult, mult, mult de tot. Mi-o doream de fapt de vreun an de zile, dar nu o găseam niciodată pe stoc. Iar prietenii mei, am primit și două charmuri Pandora care se unesc într-unul. Este această inimioară și cu aceasta. Și scrie Always There, Best, și înăuntru scrie Best Friend și se unesc într-o singură inimioară, dar le-am pus în două părți diferite ale brățării. Am mai primit un cadou foarte, foarte fain, este cel mai original cadou pe care l-am primit vreodată, cred. Citisem pe internet despre asta, dar nu am avut niciodată și mi-a plăcut mult, mult, mult ideea și originalitatea cadoului. Am primit de la niște prieteni acest trandafir nemuritor. Nu știu dacă știți ce este ăsta, nu știu de ce pe cameră se vede albastru, dar de fapt și drept este mov. Da, acest trandafir este un trandafir natural, dar care nu are timp de 3 ani de zile, nu necesită apă și nimic, 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 nimic altceva și că toată această floare este 100% natural. Mi se pare un cadou foarte frumos, foarte original și merge foarte bine cu camera mea MOV. Bun, mai departe, de la părinții mei de Crăciun am primit o placă de păr de la Paris Hilton. Nu scot acum cum e cât are greu să pun la loc, arată așa și are multe, multe capete de schimbat, precum și ondulatoare de diverse măriri, mărim și din alea de creponat. Super, super, super drăguță și abia aștept să o încerc pentru că îmi doream de foarte mult timp un ondulator de ăsta foarte mare și să-mi fac tot felul de onduleuri în cap, abia aștept. La prietenii mei, de ziua mea, am primit un cadou pe care îl cerusem de mult. Este vorba despre un ceas de la Fossil, argintiu, simplu, cu câteva pietricele de jur împrejur. Mi-am dorit foarte, foarte mult acest ceas și mă bucur mult că îl am. Și le mulțumesc prietenilor mei că s-au chinuit să fac rost de el. De asemenea, prietena mea cea mai bună mi-a cumpărat de Crăciun o geantă care este super frumușică, super, super, super drăguță. Chiar vreau să-mi schimb geanta și asta îmi place tare mult, e foarte, foarte cute. Mi-am luat și niște sticky notes cu pisici, dar nu știu unde le-am pus. De asemenea, eu singură mi-am cumpărat de la o tarabă, pentru că am găsit-o pe stradă, mergeam prin față și mi-a sărit în ochi acest ghiozdănel cu ținte, era și pe burgundii și cred că o să-mi întorc să-mi iau și pe ăla pe burgundii că e tare drăguț și nu știu, mi-a plăcut, am dat 50 de lei. Și am mai primit câteva chestii care îmi plac foarte mult. Nu am menționat niciodată pe canal, ceea ce este super ciudat. Nu știu cum de nu am spus chestia asta niciodată. Dar eu sunt disperată după board game. Am jucat board games toată ziua, inclusiv cărți, remi și jocuri din astea de societate. Așa că, nu știu, mi-am mai cumpărat așa câte unul altul în timp. Dar le-am stricat. Am reușit să le stric cumva, într-un fel sau altul. Am avut un pachet de sabotor care s-a măcegăit în mașină, pentru că e iarnă și l-am lăsat în portbagaj. Am avut câteva pachete care s-au făcut nașpa tare de tot și mă rog, încetul cu încetul am început să le pierd, dar nouă ne place foarte mult să ieșim în cafenele și să ne jucăm board games. Așa că am primit acest joc care se numește Ligretto. Nu știu dacă l-ați încercat, este un joc super obositor în care trebuie să fii foarte, foarte atent și îmi place tare mult. Tocmai mi-a venit o idee, aș putea să fac un video doar despre board games. Dacă vă interesează asta, să-mi spuneți mie vă. De asemenea, Chiava și soțul meu, mi-e foarte greu să țin asta în mână, că-s grele tare, mi-a cumpărat acest joc cu Urzeala Tronurilor. Încă nu l-am încercat și nu știu cum este. Am văzut că lista de instrucțiuni e așa de mare încât încă nu am avut răbdare să stau să o studiez, dar lista de instrucțiuni este o carte care multe pagini și toate sunt în limba română, așa că urmează să o studiez. Tot de la Chiavaș, de la soțul meu, am primit și Activity. Dacă nu ați jucat Activity, este super simpatic de jucat într-un grup mare. Este un fel de mimă, dar
un pic mai complex și este foarte, foarte drăguț. Singurul dezavantaj la acest joc este faptul că au multe cuvinte care n-au nicio legătură cu limba română, adică sunt traduse pe Google Translate și se vede puțin. Și nu în ultimul rând am primit și acest joc care se numește Povești Întunecate. Este un joc numai cu enigme și unele sunt cam stupide și există o singură problemă la acest joc, faptul că odată ce ai terminat toate cărțile, trebuie să arunci jocul că nu mai ai ce face cu el. Enigmele sună ceva de genul acesta. Într-o saună zace un bărbat mort, lângă el un termos. Și persoanele celelalte trebuie cumva să ghicească ce s-a întâmplat. Și pe spate îți spune soluția, pe care scrie de exemplu așa. Omul fusese înjunghiat mortal cu un țurțure de gheață. Ucigașul său intrase în saună cu țurțurile în termos. Cum arma crimei s-a topit la scurt timp după comiterea faptei, n-a fost găsită niciodată. Deci genul acesta de enigme sunt făinuțe, unele sunt foarte tâmpite, n-au nicio legătură, deci n-ai cum să te prinzi. Unele dintre ele trebuie să depitezi, cred că 3 ani, trebuie să fumezi ceva înainte, probabil, ca să poți joci ăsta. Dar e ok, e simpatic și îl jucasem în altă parte înainte și mi-l cam doream. Acum nu știu ce o să se întâmple, ar fi fain să facă cei de la Lex niște extensii pentru ăsta, pentru că la un moment dat o să se termine și o să devină boring. În afară de cele arătate, mai am un serum de la Lioele și o cremă care se numește Tactiv de la Vichy, pe care nu le găsesc în momentul de față, dar cred că asta este tot ce am primit de ziua mea Crăciun și ce mi-am luat de Black Friday. Am mai primit și câteva hăinuțe pe care nu vi le arăt acum, dar asta este tot. Acesta a fost videoclipul de astăzi, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Știu că ați așteptat mult, mult, mult acest videoclip și că vi l-am promis. Dar am zis că se mai lasă, se mai adune câteva chestii ca să pot să fac un haul mai mare. Nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă nu ați făcut-o deja. Să-mi dați un thumbs up la acest videoclip pentru că mă ajută pe mine foarte, foarte mult. Și să-mi lăsați un comentariu cu părerile voastre. Nu uitați că ne vedem pe Instagram, pe Snapchat, SnapFam și pe Facebook. Și cam atât. Ne vedem data viitoare, vă pup, pa, pa!